Aleșii locali sunt convocați marți 21 iulie în ședință ordinară pentru a dezbate 27 de proiecte de hotărâre. Este vorba de proiecte care vizează hotărâri de mare interes pentru comunitate. În data de 26 iulie 2016, la ora 12, la sediul primăriei municipiului Roman, va avea loc o ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Roman. Pe ordinea de zi sunt înscrise 27 de proiecte de hotărâre. Dintre acestea, primul proiect vizează aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roman. Cel de-al doilea se referă la aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman. Proiectul cu numărul 3 vizează modificarea unei hotărâri a Consiliului Local numărul 171 din 2013 privind componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. Proiectul cu numărul 4 se referă la aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor locuri de parcare către Poliția Municipiului Roman. Proiectul de hotărâre cu numărul 5 se referă la amplasarea unui monument. Proiectul cu numărul 6 vizează aprobarea unei documentații de urbanism. Proiectul cu numărul 7 se referă la aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Proiectul cu numărul 8 se referă la aprobarea vânzării unor terenuri. Proiectul cu numărul 9 vizează rectificarea bugetului local consolidat a instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local. Proiectul cu numărul 10 vizează modificarea componenței unor comisii. Proiectul numărul 11 se referă la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor la SC Municipal Locato Serv S.A. Proiectul cu numărul 12 vizează desemnarea reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor la Compania Județeană APA Serv S.A. Proiectul cu numărul 13 se referă la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație din cazul Spitalului Municipal de Urgență Roman. Cel de-al 14-lea proiect vizează aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect privind restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirii destinate Muzeului Personalităților Romașcane în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local. Consilierii locale au de rezolvat și alte probleme importante pentru urbea Mușatină. Proiectul de hotărâre cu numărul 15 se referă la aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect privind îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea proiectului Parc Zăvoi. Proiectul cu numărul 16 vizează aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect privind îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora. Proiectul cu numărul 17 se referă la modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local 118/2009 privind aprobarea regulamentelor privind locuințele sociale din fondul locativ de stat și locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Cel de-al 18-lea proiect privește modificarea unei hotărâri a Consiliului Local, hotărârea cu numărul 135/2016 privind aprobarea organizării și desfășurării bulciului anual Roman 2016 în perioada 28 iulie-6 august 2016. Proiectul cu numărul 19 se referă la modificarea hotărârii Consiliului Local 209/2015 privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Cel de-al 20-lea proiect se referă la transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu către Clubul Sportiv Municipal Roman. Proiectul cu numărul 21 privește modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 85/2015 privind înființarea serviciului public de interes local, ștrand, baze sportive și de agrement și reglementarea activității acestui serviciu. Proiectul cu numărul 22 se referă la preluarea de către Clubul Sportiv Municipal Roman a echipei de handbal feminin HCM Roman. Proiectul următor, cu numărul 23, se referă la preluarea de către Clubul Sportiv Municipal Roman a echipei de fotbal SCM Petrotub Roman. Proiectul cu numărul 24 se referă la aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local. Proiectul cu numărul 25 vizează modificarea hotărârii Consiliului Local 124/2015. Proiectul cu numărul 26 vizează aprobarea acordului de colaborare dintre SC Viobeti Comimpex SRL București și Municipiul Roman pentru realizarea proiectului Festivalul Tradițional al Meșteșugarilor Târgul de Gustar din perioada 19-21 august 2016 în piața Roman Vodă.
Iar ultimul proiect de pe ordinea de zi se referă la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 106/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a caietului de sarcini pentru serviciul de iluminat public în municipiul Roman. Ședința este publică, la ea putând participa toți romașcanii interesați de dezvoltarea municipiului Roman. Ședința va fi transmisă în direct pe roman24.ro și pe pagina de Facebook Roman24 Online.